Salariile de bază ale personalului din sănătate și asistență socială, apărare, ordine publică și securitate națională se majorează de la 1 iunie la nivelul stabilit de legea cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice pentru anul 2022, a anunțat azi Ministerul Muncii și Solidarității Sociale. Guvernul a aprobat o ordonanță de urgență care completează articolul 1 din Ordonanța de Urgență 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Măsura a fost luată de executiv pentru o parte din personalul medico-sanitar și auxiliar-sanitar, cum ar fi statisticienii medicali, registratorii medicali, infirmierele, brancardierii și îngrijitoarele. Aceste categorii nu au atins nivelul maxim de salarizare prevăzut în grilă, spre deosebire de restul personalului cu studii superioare salarizat pe aceeași anexă. În acest fel, sunt eliminate dezechilibrele de natură salarială din acest sector. Tot de la 1 iunie cresc și soldele și salariile de funcție ale personalului prevăzut în anexa numărul 6, familia ocupațională și funcții bugetare, apărare, ordine publică și securitate națională. Măsurile au fost luate în contextul în care, printre prioritățile Ministerului Muncii, se numără și modernizarea sistemului de salarizare în sectorul public, prevăzută în programul de guvernare 2021-2024, care are drept scop eliminarea inechităților salariale, dar și în contextul elaborării unei noi legi a salarizării prin Planul Național de Redresare și Reziliență.